Senatul și a adus din la Mahala, credem noi, tot un om care încearcă să fie exprime gândul de poliție. Elisabeta Selenska. Da, care a citit la lungă, deci la fiecare li s-a întipărit poezie de la lungă, deoarece la, de la ei din familie, de la dânsa din familie ei, 7 persoane au fost ridicate și ridicate, deportate în Siberia. Deci asta e o tragedie a comunei Mahala, asta nu știu, știe cred că toată lumea și atunci am văzut, prima dată am auzit de Elisabeta că are, deci îi place chiar și azi, a spus, nu numai decât să vin să citesc, vreau să asist la mașina cu poeți. Mă scuzați. Astăzi o să citesc o poezie, dar nu despre alunca, despre limba română. Mă doare, vă spun cinstit, și după legea care a fost primită de politicieni a treia zi, așa m-am trezit cu cuvintele acestea. Scoatem ochii să orbesc, să nu văd lumina, tot în ea am să vorbesc, în limba română. Iam urechea să surzesc, să n-aud suspinul, tot în ea am să șoptesc, în limba română. Taim limba, s-amuțesc, gândul mi-a rămâne, tot în ea am să gândesc, în limba română. Poți aripa să-mi o tai, să mă tai pe mine, ultima ce voi uita e limba română. Poți tu apă să nu-mi dai, să nu-mi dai nici pâine, mă ține pe acest pământ limba cea română. Poți tu Biblia să-mi arzi, un veac să mă chinui, tot în ea am să mă rog, în limba română. Scoatem inima din piept, pune-o în țărână, tot va bate ea încet și va fi română. Ian și viața sunt de acord, calc-o în picioare, sufletul îl dau eu tot. Limba nu o să moară. Vă mulțumesc! Babel și omul care a deschis cenaclul nostru, Ilie Tomiuc, cu celelalte două poeme pe care le promit.